a reckless challenge. Este un atac imprudent. It is a low contact wear down on the boot. Un contact la nivelul solului. There la is a not full contact, but a glancing one. Okay. Sterge, atinge. And there are no clear consideration for a red card. Și nu sunt criterii clare pentru un cartonaș roșu. We cannot blame the VAR to intervene, to not intervene. Acordând cartonaș galben, aici putem să acuzăm arbitrul video că nu a intervenit. Because the intensity is evaluated on the field of play by the play. Pentru că intensitatea este analizată, luată în calcul de arbitru pe terenul de joc. If you want me to prefer a red card, I have no problem. Dacă voi doriți ca noi să considerăm cartonaș roșu, nu yes. E o problemă. There is no clear consideration. Nu sunt criterii clare. VAR cannot intervene. Și arbitrul video nu poate să intervine. If the referee gives a red card, dacă arbitrul acordă cartonaș roșu, VAR will confirm. Arbitrul video va confirma. Trebuie un problem cu vederea, vă spun, cred că. A zis că atacul are loc la nivelul solului. Mi se pare că e la nivelul solului atacul. Piciorul drept îl are sus de tot. După aia mai spune, mai spus. Uitați, ăsta e la nivelul solului? Da, un picior e la nivelul solului, dar piciorul drept la ce nivel e? E sus, la genunchi, aproape tibie, genunchi spre sus. Deci dacă ai un picior pe sol, celălalt poți să-l pui la nivelul gurii, că se consideră atac la nivelul solului, am înțeles. Și am mai spus așa, este un atac la nivel sub gleznă sau la nivelul piciorului. Nu, vă spun, am o problemă cu vederea. Asta e un atac în care, la urmă, Onea a avut, nu știu, secunda aia de inspirație și de, nu știu, a fost extrem de lucid că și-a retras și nu s-a dus până la capăt. Cum dar nu sunt indicații. S-a spus în talpa. Nu. Totuși, un picior stângul era aproape de sol. Stângul era aproape de sol. Putea să-l prindă, să-l... Culmea că la acest... La această fază o lasă pe Feșnic. Adică dacă voi credeți că e roșu, n-au o problemă, spune. Arbitru a considerat că nu e. Ion Crăciunescu la telefon. Bună seara! Bună seara! Ați ascultat explicațiile de la prezentanul ale domnului Vasaras? În parte am explicat, dar mie mi se plac, mi se par niște lucruri incredibile care vin din partea unui șef a unei comisii de arbitri și chiar l-am sunat și eu pe Nelu Igna, l-am auzit pe Porumboiu, i-am auzit părerea lui Adrian Porumboiu autorizată și l-am sunat pe Igna, că tot un arbitru mare, a zis, dom'le, poate văd eu altfel. Și Igna s-a exprimat chiar așa, Ioane, vai și amar de noi, dacă ăștia nu mai sunt roșii, vai și amar. Dumne, nu poți să găsești niciun fel de explicație. Iei regulamentul în mână, te uiți la faul grosolan și te uiți la imaginea asta. Și te întrebi, dom'le, ăsta jucătorul a avut noroc că a ridicat puțin picioarele, pentru că dacă nu ridică picioarele, riscă un picior să-i rupă. Amândouă. Ce vrea să ne spună domnul Vasaras nouă România? Că dacă nu-i rupe piciorul unui jucător, nu trebuie să dăm roșu? Da, cam așa. Mie mi se pare... Nu, pardon. Nu, a spus și dacă îi rup piciorul, care e problema? Adică n-a spus-o așa, dar a zis, luăm decizii dacă un jucător e luat cu targa, e dus la spital sau nu mai poate să joace, să duce în tribună. Noi nu luăm funcție. Mai spun, am martor aici. Ce luăm în considerare? Criteriile de judecare, a spus domnia sa, criterii. Șmecheria pe care vrea să o cultive vânsul român, fotbalul din România. Noi n-am avut așa ceva în fotbalul din România, în nicio perioadă. Eu n-am văzut asemenea faulturi, de asemenea gravitate am mai văzut. Dar să fie trecute cu vederea unul după altul, iertați-mă, n-am văzut. Și am și-o vreo 50 de ani de când sunt în arbitru. Păi ia uitați-vă aici. Păi nu spui mâinile la ochi. Păi nu te rogi la Dumnezeu după ce vezi faza asta, Doamne, să n-aibă nimic. Așa spui când vezi, că sunt și fotbaliști în studio. Păi Ilie Dumitescu, când îl lua cineva așa, ia uitați. Îl tamponează, parcă vine și ia
locomotiva, l-aruncă în cap. Asta e un apropo neplăcut la adresa Rapidului cu locomotiva. Să nu mai faceți. A, nu. Glumesc, dar mi s-a părut simpatică asocierea. Că, da, nu contează că e Rapid, FCSB. Când a fost vorba de Juma, am vorbit la fel. Și vorbim în continuare de intrarea absolut negândită. Am simpatizat irațional. Rapid și simpatizez în continuare. Pentru că de-a lungul timpului ei au avut de suferit din cauza arbitrajului Rapid. Dar nu pot, indiferent ce ai fi, când vezi asemenea faze, indiferent care e echipa ta, dacă e fratele tău sau indiferent cine este, nu poți să spui decât ceea ce scrie la regulament. Și dacă e să ne uităm pe regulament, să vedem ce înseamnă faul grosolan, vedem că ceea ce s-a întâmplat acolo, care se sancționează cu roșu, se încadrează perfect în ceea ce se numește faul grosolan. Intensitate, pune în pericol integritatea corporală și așa mai departe. Păi uitați-vă cum îl zboară. Da. De ce vorbi? La Grigore ați văzut, da? La Grigore ați văzut, de asemenea nu e intensitate, e la Irobiso, de asemenea. Păi intensitate la noi începe să fie decât dacă retează piciorul, că poate dacă rupe piciorul tot nu se vede intensitatea pe loc acolo. Dar se umflă piciorul ulterior, are întorsă de gradul nu știu care, sau ruptură de ligamente, dacă nu-i rupe piciorul, să rămână piciorul pe gazon, așa se ne spune domnul Vasara. Da. Ce credeți că se va întâmpla cu contactele dintre jucători după asemenea judecată? Cel mai mare pericol știți care este? Exemplul de la Liga 1 are o reverberație incredibilă până la echipele de la județ. Acolo unde lucrurile nu sunt supravegheate. Și fotbalul de jos, în fotbalul începând de la județ, divizia C și P, o să fie niște durități incredibile pentru că a dat drumul la duritate domn Vasaras. Domn Vasaras a dat drumul la duritate. FIFA și UEFA spune protejați jucătorii, nu agresorii. Și dânsul ne spune protejați agresorii, nu jucători. Că e de la UEFA. Domnul Vasara îți protejează arbitrii. Asta face. Păi asta nu este protecția arbitrilor. Asta e normal, normal că nu e protecția arbitrilor. Asta, dar asta încearcă să facă. Păi asta este un... Păi... face cel mai mare rău arbitrilor. Pentru că, repet, clar, arbitrii nu sunt numai cei de la Liga 1. Sunt de sus până jos. Și ăia de jos până la mare în staturile inferioare. Păi ăia ce să înțeleagă? Ce să înțeleagă? Da, nu știu. Sperăm că până la urma mea să înțeleagă că așa ceva nu poți să faci așa ceva. Cum a zis Bogdan Bălăescu, la voluntar, că le va transmite jucătorul să nu facă așa ceva. Să nu... pentru că chiar s-ar putea să ia cartonaș roșu. Eu spune chiar ar putea să bage în spital un jucător. Chiar dacă domnul Vasară spune că nu contează în luarea deciziei, totuși, ca pentru sănătatea acelor oameni, s-ar putea să conteze. Atâta putem să sperăm, poate prin voce tot să spuneți, nu intrați așa. Nu intrați așa că s-ar putea să nu aveți norocul lui Ione. Sau noi vorbim de fotbal profesionist. Și atunci, într-un fotbal profesionist, cel mai depres cine sunt? Jucătorii. Și atunci jucătorii nu trebuie să protejați de astfel de agresiuni, de astfel de atacuri. Și atunci cum îi protejăm noi dacă tu vii din fruntea mesei și spui liber, mă, fraților, n-a fost de roșu. Și toată tot, oricine a dat cu piciorul minge și n-a dat cu piciorul minge, dacă se uite la o astfel de fază, pune mâna la ochi și zice, aoleu. Nu, dar el n-a zis că n-a fost de roșu, atenție. A zis că VAR-ul nu avea elemente să intervină pentru că nu putea să judece intensitatea singura care putea să ducă spre un cartonaș roșu și doar arbitrul de ofeșnic pe care îl vedem aici, el doar poate controla adică, din teren adică intensitatea. Să înțelegem că intensitatea... Deci arbitrii VAR, spălați-vă pe cap cu VAR, că până la urmă tot arbitrii, ați crezut că luați de la arbitrii decizia, e pofta în cui. Tot ei vor hotărâ pe teren. Nu, dar întreb, domnul Naum, noi nu putem să domnul Naum, dumneavoastră chiar l-ați crezut pe acest Vasaras că nu putea să intervină VAR-ul? Chiar ați crezut? Păi nu este rolul VAR-ului când spune clar regulamentul, când poate să intervină VAR-ul?
când este vorba de cartonaș roșu, e are primul lucru aici pe care îl spune la VAR. Are dreptate, Ionu, să știi. Păi da, dar așa spune, dar în continuare, ceea ce spune domnul Vasara și aici, cred că are dreptate. Sunt niște criterii în funcție de care judeci. N-are nicio scuză domnul Vasara. Da, eu spun criteriile. Criteriile erau scuze. N-are dacă te-ai dus cu piciorul întins, dacă te-ai dus cu crampoanele. S-au fost așa, puerile. Ori asta nu era nicio intrare, doar intensitatea era care nu poate fi judecată la VAR. Asta ne-a spus domnul Vasara. Domnul Naum, da. Am mai auzit eu pe cineva care ne vorbește că trebuie să fie piciorul întins cu talpa, cu ălea. Lăsați-ne cu de-astea, că ăștia sunt tabureli pentru a dormi copii. Oh, nu, cred că sunt elemente importante. Mi se pare că sunt elemente importante. Depinde însă de la caz la caz. Păi de la caz la caz, dar nu putem să spunem că numai în situațiile astea, că nu e, că vezi, Doamne, aici n-a fost un atac cu talpa și cu piciorul întins și cu nu știu ce. Da. Nu, domnul, tot ce a fost acolo a fost un faul grosolan la legile jocului. Scrie că pentru faulul grosolan, decizia pe care trebuie să o ia arbitrul este cartonaș roșu. Și da, farul, în caz de cartonaș roșu, trebuie să intervină peste arbitru dacă acesta și să-i comunice pe de roșu. Bine, voiam să mai arăt o fază din meciul Petrolul cu Voluntari. Tot așa, golul lui Dua, care este judecat, spune domnul Vasaras, bine, deși pe traiectoria mingii sunt jucători și spune el, domne, sunt prea departe de portar, portarul avea timp opa să vadă încotro se duce mingea și pentru că nu a atins și nu sunt chiar lângă el în apropierea lui, atunci ne-a dat și exemplu cu în alte campionate am văzut într-adevăr. Păi nu la faza asta, Radu, nu exemplu ăsta, că nu te-am întrebat să-mi dai un exemplu cu... Dacă a fost sau nu offside. Vreau să spun ceva. Nu, eu ți-am dat alt exemplu. Intrare cu talpa de la spate, să-mi dai dintr-un campionat important. A, nu știu, să mă uit, că nu mai știu. A dat multe, dacă erau de important. Așa. Deci, revenim la faza respectivă. Să știți că nu există în fotbal două faze identice. Nu sunt, dacă le pui pe șablon identice, înseamnă că nu există. Dar la asta ce? E ok explicația lui Vasara? Dar aici vorbim despre un jucător care se dă la o parte să mingea să treacă și despre un portar care până când se dea jucătorul acesta la o parte, nu se mișcă deloc, să crede că mingea îl lovește pe acel jucător și după ce acel jucător se dă la o parte din calea mingii, atunci face și el niște pas pe minge. Și uitați-vă să vedeți dacă e așa sau nu. Ceea ce înseamnă că l-a influențat pe portar. Și decizia corectă este offside. Am înțeles. Mulțumesc, domnul Crăciunescu. Mulțumesc pentru interviu. Portarul nu se mișcă pentru că trebuie să reacționeze în funcție de ce se întâmplă cu mingea dacă îl lovește. Înțelegi? Și din reflex nu se mișcă și așteaptă până în ultimul moment, că n-are de unde să știe dacă l-atinge sau nu l-atinge. El nici nu-și dă seama dacă jucătorul respectiv e în offside sau nu. El trebuie să reacționeze în funcție de ce se întâmplă în continuare. De asta reacția lui e târzie dacă jucătorul respectiv se ferește. Deci aseară a fost City cu Arsenal. N-am văzut la fundașii centrali de la Stones, la Diaz, la Kai Walker, la Akanji, de cealaltă parte, la Gabriel, la celălalt fundaș central de la Arsenal. Cine? White? Holding. Holding. Niciodată White cu talpa pe la spate. Deci i-a luat fața de 1000 de ori Holland aseară. Niciodată cu un atac cu talpa de la spate. N-am văzut un atac de genul ăsta la City cu Arsenal. De asta spun că nu există, ăsta e un element în care arbitrul trebuie să reacționeze 100% rapid, să protejeze acolo, trebuie să protejeze valorile 100 de milioane ca investiții. Și încă din fașe, dacă se întâmplă la începutul meciului. Aici nu fi vorba de sute de milioane, ci doar de zeci de mii sau sute de mii. Ăsta e rezultatul. Să luăm o pauză, revenim, suntem înainte de a doua semifinală a Cupei României între U Cluj și UTA, două echipe care...